domnule Curvo, o victorie scontată a Petrolului astăzi, dar parcă, dacă ne luăm după cum are criză, mai greu de ce o arată scorul. Bună ziua, în primul rând. Meciurile de cupă știam ce ne așteaptă. Am vorbit înainte de meci cu Martens, pentru că jucând împotriva unei echipe de ligi interioare, clar motivația lor era una foarte mare. Aș vrea și ce s-a întâmplat. Am reușit să deschidem scorul după un penalt. Deci am fost egalați foarte repede și după aia a trebuit să ducem o luptă pentru a marca următorul gol. Vreau să felicit echipa adversă, vreau să felicit progresul pe CK, pe toți jucătorii de aici, pe toți oamenii de aici, pentru că chiar ne-au dat o replică foarte bună. La fel de bine aș vrea să întâlnesc și jucătorii mei, pentru că important este victoria. Ne dorim și avem un obiectiv anul acesta, Cupa României, să mergem mai departe, să ajungem, în fazele superioare ale competiției. Una peste alta, eu spun că a fost un meci bun, ne bucurăm că am jucat aici. De cine ați remarcat din cele două? O echipă bună, am văzut că sunt și jucătorii împrumutați de la UTA. Mi-a plăcut jucător, nu vă pot spune care, pentru că o să mă interesez de el după joc, da? Dar mi-a plăcut un jucător. Mulțumesc!